Gospodăria lui Lazar a prins deja contur. Reconstrucția a început în august, imediat după mutarea casei. În paralel, în atelierele de restaurare din muzeu sunt recondiționate obiectele care au supraviețuit. Casa are o cameră mare și o bucătărie, care e antreul ăsta, și are o șatră, cum îi spunem noi, un privor. Are o suprafață de 40 de metri pătrați. Este un prim pas în scoaterea la lumină și a omului care a locuit-o până în 1968, când s-a stins la vârsta de 75 de ani. Casa lui Lazar Năftănăilă își va trăi a doua viață la București. Peste jumătate dintre materialele cu care a fost construită, cărămidă, piatră, grinzi și căpriori, au fost salvate și vor face parte din noua structură. Despre Lazar Năftănăilă se știe că în ultimii săi ani de viață a fost cizmar după o existență tumultuoasă. În 1914 a fost înrolat în armata austro-ungară și trimis pe frontul din Italia. O fotografie din acea perioadă stă mărturie. Întors în satul lui după război, a înființat asociația Înfrățirea Neorustică, iar la Brașov a tipărit un ziar între 1934 și 1935, în care și-a publicat chiar și propriile poezii. Casa nu a apărut așa din senin, ci a fost făcut aproape un an de cercetare în satele de rom din întreaga țară aproape, și am ales o casă care are o istorie, de fapt. Cred că romii din România vor avea în sfârșit mutat la Muzeul Satului începutul istoriei moderne a lor. Gospodăria lui Lazar Năftănăilă va fi deschisă publicului în primăvara anului viitor.